MythBusters în Brawl Stars. Ai că verific miturile abonaților și văd dacă sunt adevărate sau nu. Asta vom face în acest videoclip. Ce se întâmplă dacă selectezi această limbă la joc? E bine, rămâi până la sfârșit pentru a afla. Deoarece este destul de interesant. De asemenea, nu uita că te poți abona complet gratuit dacă îți place ceea ce fac, deoarece vreo 70% din voi nu sunteți abonați la canalul meu, chiar dacă uitați la videourile mele, m-ar ajuta foarte mult un abonat în plus ca să facem și noi cât mai repede 100.000 de abonați. Vizionare plăcută. Tocmai filmasem un videoclip, dar mi s-a luat internetul și s-a șters și videoclipul. În rest totul este ok. Trebuie să filmez din nou băgamiaș. Nita gândă cu acea bilă albastră, face o mică gaură în pământ pentru câteva secunde. Bă, n-aș crede asta. Dar haideți să vedem, îi dăm try. Mă întreb ce fel de gaură, mie îmi plac găurile. Este așa un fel de bam bam sau cum, și este adânc sau ce, și poți cădea înăuntru. What the? Ok, hai să vedem și bam și ok. Păi ceva pare a fi un fel de gaură, dar așa, știți, gen puțin cam ca străzile din România, știți voi, nu? Da, cam ceva în genul ăsta. Așa că putem spune, fiți confirmat. Zombibi are cercei în formă de sabie. Well, nu am Zombibi, însă să sperăm că e pe shop și... da, nu e pe shop. Am găsit poza asta pe Google și într-adevăr are cercei în formă de sabie, așa că putem spune, fiți confirmat. Ce sunt poza are gura închisă, dar când o selectezi o are deschisă. Bă, dar nu știe, bă, să-și închide gura. Shut the fuck up, bitch! Într-adevăr aici are gura închisă, iar aici o are deschisă. Așa că putem spune, fiți confirmat. Dacă de ultimata lui Bob pe robot se va reîncărca ultimata la Impinity. Are logică, are logică, îmi place cum gândești, da. Pare foarte inteligentă chestia asta, că gen dai ultimata, dai minele alea, știți voi? Și după fac ceva de genul ăsta, bam, bam, și după bam, bam, și explodează și ok, hai să ne facem ultimata mai întâi și o să vedeți voi despre ce vorbesc. Probabil știți voi deja, dar mă rog. Bam, după care, bam. Ia să vedem. Și... ok, da, ne-am făcut nou ultimata și aș putea să-i dau din nou, dar am putea să dăm și de aici să facem ravagii și... 3, 2, 1, fuck, 3, 2, 1 și stai bă cum trebuie să, mă rog. Da, într-adevăr putem spune, pic confirmat. Cechi și Carl sunt iubiți pentru că au aceeași pălărie, mamă, bă. Din nou, frate, chestia asta cu... dacă ai același accesoriu ca o altă fată, apoi du-te la aia, bă, că-i aia ta, apoi sunteți așa. Sunteți așa, Johnule. Ne facem, eu dacă o văd pe una cu părărie, cu șapcă Gucci pe stradă, mă duc la ea la modul: ce faci, fetita? Uite, mă gândeam că avem amândoi pălărie la fel, știi cum zic, și hâț-hâț, și poate ne combinăm că na, că hâț-hâț. No, bine, hai să vedem dacă măcar au aceeași pălărie, că după aia poate-i facem așa. Deci, da, el practic ăsta, Carl, are pălăria așa, iar Jesse, da, bă, ce-i chestia asta? A, cred că e de la Pick Hammer și are o față zâmbitoare. Ha, e fericit! La muncă, fă! Practic, da, seamănă, doar că gen... ia, chestia asta o are și Carl, da, o are, doar că puțin mai mică, mă rog. Dar chestiile astea nu le are Jackie? Nu cred că le are, nu, gen punctele astea, să vedem. Bilele alea și dăp, nu le are, așa că totuși am putea spune mit fals. Dacă te uiți atent la Crow, vei vedea că este fată pentru că are gene de fată, iar fetele din Brawl Stars au gene. What? Am trăit în minciună. Crow este cioară, dar este cioară pe bune, gen cioară de aia la feminin sau cum. Ea are gene? Adică de alea? Eu nu văd să aibă gene. Iar aici scrie, ăsta super move, he lips, adică practic he, adică el. Deci nu e adevărat, putem spune mit fals. Dynamite când pierde are mai mulți dinți și când câștigă are un dinte. Ok, pe în cazul ăsta va trebui să luăm pe Dynamite. Unde e mai Dynamite? Dar cred că asta are o logică, deci nu o putem lua ca și greșeală. Pentru că atunci când pierde, eu dă în gură, știi? Eu dau și o ia în gură și practic îi cad dinții, știi? Și mai are doar un dinte, așa bam, bam, bam! Dar ok, hai să vedem, îi dăm nu try. Friendly game. Friendly, puțin English pe la girl to guri. Hai să vedem, ne băgăm și noi pe mapă random. Închidem toți ăștia boții ca să... ca să putem câștiga mai ușor, știți, pentru că eu oricum aș putea câștiga, dar am nevoie de timp. Timpul este prețios și mi-e foame, în caz că mă întrebați, deci da. Hai să câștigăm de data asta, iar apoi pierdem. Vai de mine, unde ești? Joacă tacticos, băiatul, botul vieții, bă, cum să joace tacticos, bă, haide, botule. Hai, vino, te las în pace, te las să iei power-up-ul. Haide, brodere, haide. Mamă, deci dacă mă făcea. Bă, pe bune că-i bun botul ăsta, Watson, nici eu vreun professional player la... Brawl Stars, dar totuși. Plus că cei drept n-am mai jucat de mult cu Dynamite, dar totuși, dude, de ce e așa de... N-am zis niciodată că sunt bun la Brawl Stars, așa că să nu vă luați de mine, ok? În sfârșit.
Și aici are, bă, what, are tot un dinte. Chiar dacă o câștigat, are tot un dinte. De hai să vedem dacă pierde. O zis când câștigă are un dinte și când pierde are mai mult. Bă, atunci asta n-are logică. Deci nu mă băgat în seamă, am încurcat eu, ok? Ar trebui să fie mai ușor să câștig decât să mă las învins, dar na, asta este, se pare că m-am îndoit de, da, mă rog. Hai, fă, ca aia până mă omoră de la apropierea aia, deci cred că ar trebui să stau, mă rog, hai, bă, atât, i-am tras și fente, iau-te-l. Bă, are mai mulți dinți, lol, nu cred, e pe bune treaba. Mamă, și supărat, băiatul, holy. Da, în cazul ăsta putem spune, it's confirmat. Proc are ochelarii lui Serge. Bă, să știi că, știu că Serge are niște ochelari șmecheri, ia uite-l. Mamă, dau o steluță, o steluță de mari. Iar Brock, unde-i Brock? Uite-l aici, are niște ochelari într-adevăr, însă nu sunt aceiași pentru că la taci din gură telefon. Pentru că ia o steluță, deci practic putem spune myth fals. Dacă dai limba pe franceză, Brawl Pass se va numi PES Brawl. Acolo totul invers, în franceză, fără mișto. Copiii cresc, părinții, femeile le o trag la nasol. Nu vei, ia să vedem, PES Brawl, what? Chiar se cheamă PES Brawl, what? Stați că nu vedeți din cauza facecam-ului. O, da, cum vedeți. Deci să zicem, beat confirmat. Colonel Ruff să-și bagă pistolul în fund. Băi, nu-i frumos asta ți-a băbii. Dar totuși, poza lui de profil, frate. N-aș fi crezut niciodată în viața mea că cineva o să aibă post de profil cu fratele meu. Dar se pare că tipul ăsta are. Chestia asta face mitul lui de 10 ori mai amuzant. Și what the hit? Băi, ești nebun? Chiar da. Bam, direct la modul, băi, te împuși, băi, hit. Ok, Colonel Ruffs, ok, ok. Fit confirmat. Leon are niște dungi pe hanorac și când intre pe el nu le are. Ca să-l vedem pe Leon, dungi pe hanorac. Din dungile astea bunoiesc sau dungile alea negre, frate, dar astea nu se pun pentru că astea sunt de model, știi, gen așa, doar că ce drept pare, nu-i prea bine făcut. Pare ca și cum ar fi tăiat mai degrabă și probabil te-ai putea gândi că ar trebui să fie aici, dar se pare că nu este și da. Să zicem totuși, fit confirmat. Chiar dacă nu este 100% ok, dar să zicem. În mapa de Gem Grab pe nume Crystal Arcade, pe margine o să fie un Rico mare. Mamă, cât de mare, oile, de unde vin asta? Crystal Arcade, uite, asta este mapa, hai să-i dăm. Hai să luăm și noi un brawler care să nu murim din prima. Așa, și acum hai să-i dăm play. Cred că ar fi trebuit să închid boții, Dana, mă rog. Pe margine, unde pe margine ar trebui să vedem? Uite, asta e mapa lui Spike, uite, acolo e Spike. Jocuri de noroc. Na, ce promovează Brawl Stars. Uite acolo în ecran, e Poco, holy. Tind să cred că este pe partea dreaptă. Și mă tot uit pe partea dreaptă, dar nu văd nimic. Stați așa că am închis acum boții pentru că mă cam enervau. Acum iese totul mult mai ok. L-avem aici în stânga pe Colt care face reclamă la cereale. Însă nu le cumpărați. Și uite-l, bă, băiatule, holy. Bă, da, gras ești, mă, mâncați așa. Cred că ai mâncat vreo 10 Rico normal. Să-mi bag Rico normal, Jesus, cum sună asta. Ok, putem spune, fit confirmat. Când tragi prin perete cu Gale se văd niște pete pe cealaltă parte. Hai să-l luăm pe Gale și să ne băgăm la try. Însă nu știu la ce se referă că trage prin perete. Adică gen el dă așa, nu știu. Hai să vedem dacă dăm din partea asta ca să putem vedea petele. Nu văd nicio pată. Nu știu dacă la Gale s-o referi la, sau la alt brawler. Însă cu Gale clar nu funcționează chestia asta, ce a spus el. Așa că voi spune myth fals. Dacă schimb limba jocului în italiană, Colonel Ruffs o să se cheme Colonelo Ringio. Ringio. Ringionies. Mamă, bă, așa s-ar putea numi o țară să se numească Ringio, iar locuitorii să fie Ringonies. Bună ziua, doamnelor și domnilor, eu sunt Ringonies. În fine, hai să lăsăm prostiile. Trecem la treburi adevărate. Hai că... Ok, schimbăm limba pe italiană. Italianos. Ce ai zis dacă e adevărat? Colonelo Ringio. Bă, frate, păi până la urmă îl cheamă Ringio sau Ruffs? Adică pe bune, amu. Uite-l, Ringio. Perfect, fit confirmat. Da, trai acolo jos unde scrie Star Packs, ticketele încă mai sunt acolo. Hai să ne băgăm cu un brawl random să-i dăm try. Vedem, uite, ticketele, da, erau acolo sus. Și acolo în dreapta sunt. Sunt încă peste tot ticketele, frate, chiar dacă ele au fost scoase din joc. Deci e ciudată chestia asta și interesant în același timp. Nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii ce credeți despre chestia asta, ce reprezintă acest lucru, să zic așa. De ce sunt încă ticketele aici? Da, practic putem spune, fit confirmat. Dacă schimbi limba pe portugheză, primul star power a lui Rico se numește... Vezi tu. Ok. M-a făcut curios. Hai să ne schimbăm acum pe portugheză. Bă, într-una trebuie să ne schimbăm fără mișto. Portughez. Uite, aici îi dăm un ok. Și primul star power a lui Rico. Bă, sunt curios. Oare este vreo prostie în română sau ceva de genul? Hai să vedem. Intrăm la Rico și primul star power. What?
Băi, mamă, stai că dau peste asta. Nu cred, frate, what the fuck. Bă, mă, așteptam la ceva gen să fie cât de cât pe acolo ceva o prostie în română, dar nu 100%. Dar asta e fix, frate, e chiar bam bam, știi cum zic? Să nu citiți, mai ales dacă sunteți cu cineva în cameră. Dar da, ok, putem spune fix confirmat. Amber când își face animația îi se buiește focul prin mână. Amber când își face animația, hai să vedem, Amber probabil când o atingi, adică când o iei oarecum, se buiește focul prin mână sau când tragi cu ea și gen îi se face animația de tras. Hai să vedem, să tragem puțin cu ea și să vedem. Well, nu știu ce zic, însă într-adevăr când mergi uitați cum îi se vede prin cap. Nu știu sigur dacă la asta s-a referit, însă dacă cumva la s-a referit la chestia asta, atunci putem spune fix confirmat. Colonel Ruff sare pe Corea Power-ul care îl aruncă pe jos când dai superul. Pe care, mă, pe care? Da, driver are aici pe Corea chestia aia pe care o ia el când își dă ultimata, deci putem spune fix confirmat. Morty să zice Odeiu. Și fața zice că n-aș fi băgat mentul ăsta în seamă, însă l-am primit de la vreo 3 persoane. Nu știu, poate e aceeași persoană cu conturi diferite. Însă hai să intrăm la Morty și să apăsăm pe el și să vedem dacă va spune ceva de genul. M-aș simți sincer foarte flatat. Deci stau de ceva timp și nu am auzit să fi zis Odeiu. Însă nu știu, să-mi spuneți voi, poate nu se aude în joc, poate habar n-am, poate se spune foarte rar. Având în că mi-am spus 3 persoane, însă probabil este, după cum am spus, aceeași persoană cu 3 conturi, habar n-am. Dacă da, atunci urât, urât, băi. Mit fals. Iar acum ceva foarte interesant ce am văzut pe YouTube, și anume un mit, cum că dacă schimbi limba jocului pe chestia asta, nu știu, nu pot să citesc, dar limba asta, practic îți va arăta aici la gemuri, câte gemuri ai cumpărat și câte gemuri le-ai primit gratis oarecum. Haideți să vă arăt și vouă mai exact despre ce este vorba, ok, schimbăm pe limba asta, va fi foarte ciudat, va fi totul destul de diferit, însă este foarte interesant pentru că probabil multe alte limbi au ceva diferit la joc, pentru că știu că au mai fost câteva limbi, cum ar fi că pe shop era un buton în plus sau chestii de genul, adică, nu știu, sincer, nu am stat niciodată să mă uit foarte atent, însă poate ar trebui să fac chestia asta. Și deci, practic, este în felul următor. Aici vedeți totul ok, iar aici, dacă ne uităm, sau stai și aici, nu aici, nu. Iar aici, după cum puteți observa, avem 66 de gemuri și 20. Sunt împărțite, sincer, nu știu care parte este, pe care parte sunt cele cumpărate și pe care sunt cele primite gratis, însă cred că astea de sus sunt cele cumpărate și că aș fi cumpărat 20 de gemuri, dar nu știu, sincer, la ce se referă, pentru că eu nu țin minte să fi cumpărat 20 de gemuri, dar nu știu, dacă, de exemplu, deschidem un big box și dacă ne pică și nouă niște gemuri, ok, nu am avut noroc, ca să vedem la ce se referă. Dar n-am, mă rog, aici practic le arată pe alea în total. Aici 66, aici 20, nu știu. De aia este că mi se pare foarte interesant, am vrut să vă arăt și vouă. Și da, practic, putem spune fix confirmat. Trași pe videoul de pe ecran și ne vedem data viitoare, pa, pa.